Finalul săptămânii trecute a fost unul reușit pentru sportivii de la CS Terachit Zalău, care s-au întors cu o salbă de medalii de la campionatul național de la Izvorani. Primele două competiții din acest an au fost două reușite pentru sportivii de la CST Rachid Zalău, care s-au întors acasă cu o salbă de medalii. Prima competiție a fost programată la Galați, unde a avut loc campionatul național de karate Fudokan rezervat copiilor. Clubul zălăuan a avut 19 reprezentanți, iar dintre aceștia 6 au urcat pe podium la finalul concursului: Lucas Coca, Mario Cordiș, Adrian Pop, Solium Zilard, George Gavriluț și Nemeti Zoltan. A doua competiție oficială a avut loc la finalul săptămânii trecute la Izvorani, unde a fost programat campionatul național de karate Fudokan rezervat juniorilor, tineretului și seniorilor. La senior, clubul zălăuan nu a avut niciun reprezentant, având în vedere că instructorul Călin Marincaș nu este încă refăcut după accidentarea suferită la genunchi în toamna anului trecut. Rezultatele celorlalți sportivi zălăuani au fost însă pe măsura așteptărilor, iar cea mai bună comportare a avut-o Iulia Clițan. Sportiva zălăuană a obținut medalia de aur la cumite individual și la kata echipe alături de Seri Roberta și Pal Brigita. Iulia Clițan a mai urcat de două ori pe podium, obținând medalia de bronz în probele de kata individual și Fukugo. Seri Roberta și Matei Vlăduțu au concurat la cadeți în proba de embu mix, la finalul căruia s-au clasat pe locul 4. Tot la embu mix, dar la junior, Dan Poptelecan și Pal Brigita au câștigat medalia de argint, iar în proba de Fukugo, Poptelecan a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Toți au fost medaliați în diferite probe individuale sau cu echipa, dar calificați la campionatul european la sfârșitul lunii din Napoli, doar Poptelecan, Dan și Clițan au fost selectați în lot. Călin Marincaș va efectua niște investigații în perioada următoare pentru a ști cu exactitate dacă va fi nevoit sau nu să se opereze la genunchiul la care a suferit accidentarea în luna noiembrie anul trecut. Momentan nu refăcut și eu n-am participat la acest campionat. După campionatul european o să văd ce e de făcut, o să mai fac niște investigații și dacă va trebui să fac o operație, o să o fac. CST Rachid Zalău a mai obținut două medalii de bronz în cadrul competiției de la Izvorani. Echipa alcătuită din Dan Poptelecan, George Trifan și Matei Vlăduțu s-a situat pe locul 3 la kata echipe, rezultat obținută de cei 3 și în proba de cumite echipe. În urma rezultatelor înregistrate la campionatul național, Iulia Clițan și Dan Poptelecan au obținut dreptul de a participa la campionatul european de karate Fudokan, programat la finalul acestei luni la Napoli, Italia.